Acesta este Pacific Ridge. Toți membrii sunt încurajați să construiască relații apropiate cu vecinii și prietenii lor, să-i conducă să-L cunoască pe Isus și să planteze noi biserici acolo unde locuiesc oamenii. În acest an, am început plantarea unei noi biserici. Membrii bisericii au început să viziteze oamenii din jurul noii biserici. Numele meu este Simeli și sunt inginer. Numele meu este Josephine și sunt profesoară. Îmi aduc aminte când Simeli îmi spunea să înființăm o biserică în casa noastră. Mă gândeam la toate responsabilitățile care urmau. M-am rugat mult și am spus, bine, Simeli, putem planta o biserică. Am descoperit că aveam în apropiere membrii care nu mai veneau la biserică. I-am invitat să vină pentru a face parte din misiune și ei au venit cu bucurie. Am început plantarea bisericii acum 8 luni. Principala metodă de evangelizare pe care o folosim este să ne vizităm vecinii la ei acasă. Pastorul mi-a spus că Dumnezeu mi-a creat cele două picioare ca să duc cuvântul său în comunitatea mea. Am vizitat toate casele de aici. Am mers mult pe jos ca să vizitez oamenii din comunitate. Ei m-au primit, am intrat, le-am prezentat Biblia, m-am rugat cu ei și l-am rugat pe Domnul să-i binecuvânteze. Ușa este mereu deschisă pentru mine. Îi spun soției mele că așa construim relațiile. Simt că am o mare responsabilitate față de viața lor, influențându-i prin iubirea și providența lui Dumnezeu. Plantarea unei biserici în casa noastră ne apropie foarte mult de ceilalți membri ai bisericii. Avem o legătură strânsă și suntem ca o familie. Simt că Domnul are o chemare pentru mine ca să câștig suflete pentru împărăția Lui. Eu, un păcătos ca mine, și tu poți avea șansa dacă te duci acasă la vecinii tăi să le prezinți vestea cea bună. Atunci vor face și ei parte din împărăție.